și acum... Doamne, iartă-mă, iar o să-mi iau blesteme în toate bisericile din țară. Mă rog, nu chiar toate, că știu și eu 2-3 pope așa care sunt mai în regulă. Deci scuze pentru ce urmează, da? Sârna. Mare scandal, mare, ați văzut probabil până acum. Părintele Visarion Alexa i-a băgat mâna în chiloți unei enoriașe după spovedanie, da. Cum unde? În chiloți? În Sfânta Biserică, da. Unde, normal, nici nu sunt un obicei astfel de abuzuri. Nu sunt. Păi asta zic și eu, că nu sunt. Vă rog frumos. Nu sunt. Bineînțeles, pentru că de-aia suntem noi încă în evul mediu cu mentalitatea oamenilor, imediat au sărit mulți să lapere pe popă, că doamne, femeia e nebună, că minte, că aici e mâna cine știe cui care îi vrea locul popii, că lasă că și femeia o fi zis ceva, chestii de-astea, da, în lunga tradiție a noastră și a bisericii din România de a ascunde rahatul sub covor. Problema nu mare, problemuța celor care neagă realitatea e că părintele a fost pus de instanță sub control judiciar și probabil pe bună dreptate, nu? Că judecătorii au citit și astfel de stenograme. Păi și asta credeți că am nevoie? Mai ales că dumneavoastră m-ați atins în zona intimă. Mi-ați atins labile vaginale. Asta produce detensionare. Te deranjează că te-am atins? Ca și preot m-ați atins sau ca și prieten? Opriți un pic, stați puțin, știu că vreți să vedeți continuarea, da? Ce fel de întrebare e asta, doamnă? Nu vă supărați, da? Cum să vă atingă ca preot? Doamne ferește! Preoții nu fac așa ceva! Niciodată! Cei ortodoxi cu femeile, cei catolici cu băieței de 13 ani, nu fac așa ceva! Prietenii se ocupă cu treburile astea. Să vedem continuarea. Am dreptate? Ca prieten. Dar că s-a întâmplat într-un loc sfânt. Nu te stresa. Sfânt e tot universul. E făcut de Dumnezeu. Corect! Stai liniștită, copilă. Totul e sfânt. Păi da? Doamne! Oribil! Oribil! Și câte astfel de cazuri nu sunt. E plin site-ul sâfielumina.ro de tot felul de adevăruri despre comportamentul mizerabil al preoților. Și tot mai multe femei au vorbit despre propriile experiențe. Tot mai mulți tineri au vorbit despre propriile experiențe. Că preoții nu se uită. Nu, când li se face lor de așa, bă, spunem ce ești, fată sau băiat, să știu cum te așezi. Da, momentele astea când popii devin scârboți de prietenoși. Nu știu, mă scuzați, dar să te folosești de Dumnezeu și de biserică pentru a face astfel de mizerii, sper că există un loc special amenajat în iad pentru acești preoți. Dar până acolo, ei trebuie să plătească aici și acum. Din păcate, rare ori se întâmplă, pentru că biserica e și ea în justiție mai ceva ca serviciile. Părintele Visarion este o vedetă, da, e invitat la televiziuni, e plin de păreri, e glumeț, e full TikTok-ul de sfaturile lui. Da, părintelui Visarion îi place pilda, dar nu s-a văzut. Am vrut să abordăm acest subiect pentru că, o spun din nou, e bine să discutăm astfel de lucruri, mai ales când se întâmplă în instituții lipsite total de transparență. Din partea unor oameni care au o imensă putere asupra celor din jur și care, iată, profită de pe urma acestei puteri. Trebuie să scoatem la suprafață toată mizeria din instituția bisericii. De la foștii colaboratori ai securității până la abuzuri asupra femeilor și copiilor. Religia
e despre iubire. Dar instituțiile religiei sunt de foarte multe ori despre abuzuri. Păi n-ați văzut ce fac și preoții.